Vă invit alături de noi pe îndrăgita doamnă Maria Macovei, în aplauzele dumneavoastră, să ne spună mai multe detalii despre ceea ce urmează. Ce aveți acolo, doamna Maria, în mână? Este primul album din șirul albumelor care vor apare cu copiii mei. Felicitări! Se numește Mândru-i joc un sat la noi. Protagoniștii să-i chemăm în scenă. Să vină Gheorghiță Plăcintă, Petronela Popa și Gabriel Treteag. Aplauze pentru acești tineri, într-adevăr este un moment emoționat, emoționant. Știu și eu cum eram când mi-am lansat primul album, acum tare de mult, în 2009. Felicitări, să-i felicităm și pe părinții voștri, cei care v-au sprijinit în realizarea acestui proiect și, bineînțeles, felicitări doamnei Maria Macovei, căci a pus suflet în realizarea melodiilor ce urmează să fie prezentate aici pe scenă. Eu vreau să mai adaug ceva. Mulțumesc din suflet domnului primar Marius Ioan Ursaciuc pentru că a binevoit să primească acest moment frumos pe scena acestui festival, Zilele Humorului. Eu nu sunt îmbrăcat în costum național, lumea mă întreabă, doamnă, dar nu cântați? Dumnezeule, dar am cântat destul. Să mai cânte, ia uitați în spate ce am aici. Să mai cânte tinerii, să se lanseze, că așa e bine. Ceea ce nu știți dumneavoastră este că Alexandru Gârdățan a ocupat în sfârșit postul de la Casa de Cultură pe care l-am ținut eu. Ce credeai că vreau să spun? Așa. Și sunt extrem de mândră pentru asta, mulțumim încă o dată domnului primar. Sunt sigură că folclorul din zonă a intrat pe mâini bune. Dragule, te-am învățat să cânți, acum n-ai decât să vii să te învăț să fii profesor. Mulțumim încă o dată și sponsorului Raitar de la Cornoluncii, copiii sunt din zona Fălticenilor. Este Gheorghiță Plăcintă de la Păiseni. Este Petronela Popa de la Sasca Mică și este Gabriel Treteag din Cornulungii. Ei vor cânta câte două piese pentru că timpul ne presează. Rog grupul celălalt din scenă să rămână, să nu plece. Și vă doresc audiție plăcută. Doamne ajută! Să-i primim cum se cuvine în aplauzele dumneavoastră. Mult succes! Sunt o plească, nu-nțeleg, mai șobanii măi. Să se zoară!
și
Aplauze încă o dată pentru Gabriel Treteag, Petronela Popa, Gheorghiță Plăcintă și mulțumim grupului Dor de la Humor, coordonator de suflet, doamna Maria Macovei. Cu această ocazie vreau să-i mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să lansăm acest album și în special doamnei Maria Macovei, toată stima și respectul și părinților noștri care ne-au sprijinit, dar în special și dumneavoastră publicul. Ne înclinăm și vă mulțumim din suflet! Bravo!